Eu am avut domiciliul meu care de drept a rămas. Cluj, Calea Morților 26. Adică reședință. Hei, sunt Bogdan și ne aflăm în locul pe care cardinalul Iuliu Hosu îl considera, și citez, singurul său domiciliu, închei citatul, sediul din Cluj-Napoca al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Vom vorbi despre strălucitul episcop de Gherla și de Cluj-Gherla, cel dintâi cardinal și reprezentant de seamă al neamului românesc, fericitul martir Iuliu Hosu. Fiu de preot greco-catolic, s-a născut la 31 ianuarie 1885 la Milaș, a urmat școala confesională în satul natal, apoi a studiat la Reghin și Târgu Mureș. Din 1900 a fost elev al Gimnaziului Superior Român Unit din Blaj. De aici, în aprilie 1903, a luat parte la un pelerinaj la Roma organizat de unchiul său, preotul Vasile Hosu. Profund impresionat de cetatea romană, de biserica San Pietro, de prezența Sfântului Părinte, s-a întors în țară cu dorința de a deveni preot. La absolvirea seminariului blăjan, în 1904, revenea la Roma ca bursier român. Până în 1910 a studiat la Institutul de Propaganda Fide, fiind alumn al Colegiului Urbano. A obținut în 1906 doctoratul în filozofie, iar în 1910 pe cel în teologie. La Roma i s-a împlinit visul. A fost hirotonit preot în 27 martie 1910. După hirotonire s-a întors în țară, unde mai întâi a îndeplinit diferite funcții în eparhia de Lugoj. La începutul primului război mondial s-a înrolat în serviciul Crucii Roșii. Ca preot militar a asistat spiritual și a încurajat răniții din spitale pe fronturile din Boemia, Moravia și Austria. În 1917, deși foarte tânăr, a fost numit episcop al eparhiei de Gherla și consacrat la 4 decembrie în catedrala din Blaj. După doar un an, tânărul episcop de Gherla a avut onoarea de a fi vestitorul Marii Uniri. Citind rezoluțiunea adunării naționale în fața mulțimilor adunate la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. Și-a amintit toată viața cuvintele pe care le-a rostit atunci, pe care le repeta la 85 de ani cu neîmbătrânită dragoste pentru generațiile viitoare. Ascultați, români fericiți, bună vestirea unirii noastre pe veci cu țara mamă României. Fiii fiilor voștri vor chezășui puternic și fericiți, rostind și părinții noștri au fost la Alba Iulia. De acum, o Românie mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și pe credința poporului său. Dreptate și adevăr la temelia României întregite. Statuia amplasată în fața Catedralei Greco-Catolice a fost inaugurată la aniversarea centenarului Unirii, în 2018. Îl reprezintă pe episcopul Iuliu Hosu în picioare, având mâna dreaptă în dreptul pieptului, cu cealaltă mână ținând actul Unirii. Ne aflăm în Catedrala Schimbarea la față, Catedrala episcopului Iuliu Hosu, începând cu 1930, când sediul eparhiei a fost mutat de la Gherla la Cluj. În perioada episcopatului său în libertate, a desfășurat o intensă activitate pastorală, fiind supranumit, și citez, episcopul vizitațiilor canonice, închei citatul. A înființat școli, a impulsionat viața parohiilor, a reînviat tradiția pelerinajelor la mănăstiri, s-a preocupat de soarta orfanilor și a văduvelor, de ajutorarea săracilor. A colaborat în spiritul iubirii creștine cu reprezentanții altor culte și religii. Fiind recunoscut ca personalitate de marcă a timpului său, la 2 iunie 1945 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Episcopul Iuliu Hosu a fost ridicat de agenții securității comuniste de la locuința fratelui său din capitală în noaptea de 28 pe 29 octombrie 1948. Imediat după arestare, mărturisea în memorii, citez, m-am așezat în genunchi și cu fruntea la pământ am dat mărire Domnului Iisus care m-a învrednicit pe mine, nevrednicul, de această mare cinste a temniței pentru credință. Încheie citatul. Așa a primit închisoarea și suferința, mulțumind lui Iisus pentru cinstea de a pătimi pentru numele său, de a-L urma pe El până la sfârșit pe drumul Calvarului.
împreună cu ceilalți episcopi, a fost dus și anchetat la Ministerul de Interne, la Vila Patriarhală de la Dragoslavele și apoi, mai bine de un an, s-a aflat în arest preventiv la Mănăstirea Căldărușani. În urma refuzului de a-și abandona credința, episcopii greco-catolici au fost închiși în regim de exterminare la penitenciarul din Sighet. Episcopul Iuliu Hosu a fost deținut la Sighet între 25 mai 1949 și 4 ianuarie 1955. Închisoarea a fost pentru el un drum de sfințire. Răspundea de fiecare dată când îi se cerea să-și lepede credința, citez, "Nu pot, credința noastră este viața noastră." Închei citatul. Timp de 14 ani s-a aflat cu domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Căldărușani, până în 13 mai 1970. Tot la Căldărușani, în 1969, episcopul Iuliu Hosu a primit, printr-un trimis al papei Paul al VI-lea, vestea ridicării sale la demnitatea de cardinal. A mulțumit, refuzând să meargă la Roma, a ales să rămână cu turma care i-a fost încredințată. După mai bine de 20 de ani de detenție și domiciliu obligatoriu, la sfârșitul lui mai, în 1970, cardinalul Iuliu Hosu își trăia ultimele ceasuri. Se afla în Spitalul Colentina din București, dar sufletul și gândul erau aici, în eparhia scumpă sufletului său. Cu vocea slăbită mărturisea, citez, îmbrățișez pe toți frații mei din dieceza Clujului și din toată Biserica Unită. Îi binecuvântez împreună cu toți credincioșii. Sărut masa de lucru din biroul meu, sărut crucifixul, sărut pietrele de pe trotuarul pe care l-am călcat mergând la Sfânta Liturghie de la catedrală, sărut băncile din seminar în care s-au rugat clericii mei. Închei citatul. Mai repetat din când în când, știu cui am crezut, lupta mea s-a sfârșit. Și-a încredințat sufletul în mâna Domnului, binecuvântând în 28 mai 1970. În ziua următoare a fost înhumat în grabă la cimitirul Belu Catolic din capitală. Osemintele cardinalului Iuliu Hosu au fost desumate în 7 martie 2019. La cererea familiei, o parte au fost reînhumate, iar o altă parte a fost transportată la sediul Episcopiei de Cluj-Gherla. De aici, după ceasul istoric din 2 iunie 2019, când episcopii greco-catolici martiri au fost beatificați la Blaj de către Papa Francisc, moaștele ale sale au fost depuse în mai multe altare, în țară și chiar peste hotare. Poate fi venerat ca fericit martir și aici, în catedrala în care s-a rugat, din care a predicat. În semn de recunoștință pentru că a luat apărare evreilor persecutați în timpul celui de-al doilea război mondial, reușind să salveze viața a mii de evrei, reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, cu binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte Francisc și cu acordul Preafericirii sale Lucian, întâi stătătorul Bisericii Române Unite, au început demersul pentru declararea cardinalului Iuliu Hosu ca drept între popoare. Totodată, un act susținut și salutat cu bucurie de întreaga Biserică Română Unită cu Roma, greco-catolică, cum declara Preafericia sa Lucian la aflarea veștii, a fost instituirea de către Parlamentul României a anului 2025 ca an național cardinal Iuliu Hosu. Nu a acceptat compromisul, și-a apărat credința, și-a apărat neamul. Martir pentru credință și erou al neamului său, episcopul Iuliu Hosu rămâne exemplu luminos pentru fiecare creștin, mai ales pentru tineri. Să trăim precum el credința noastră, să-i cinstim memoria, să-l chemăm să ne ajute să mergem pe drumul drept, să mijlocească pentru noi, să ne ajute la împlinirea visurilor și idealurilor noastre. Mulțumesc că ați urmărit! Dacă v-a plăcut și această poveste, dați like și distribuiți. Ne vedem data viitoare!